Mamaia și Delta Dunării, două dintre cele mai cunoscute destinații pentru sezonul estival, sunt parcă uitate acum de români. Prețurile foarte mari, gălăgia construcțiilor și clădirile părăsite ar fi doar câteva dintre motivele pentru care turiștii evită să-și petreacă concediile în locurile în care cândva cu greu găseai un loc de cazare. Proprietarii de terase sunt și ei disperați și spun că sunt zile întregi în care nimeni nu le trece pragul. S-au dus vremurile când stațiunile de pe litoral erau pline de turiști. Acum în Mamaia bate vântul printre șezlungurile care rămân goale, indiferent de oră. Am găsit o Mamaie neîngrijită, părăsită, clădiri abandonate, mizerie multă. În orice caz nu o stațiune de renumele ei. Prețurile sunt destul de mari. Dar văd că în continuare se construiește, se lucrează pe timpul sezonului estival, ceea ce este îngrijorător, pentru că omul vine să se relaxeze, să se odihnească și la 7 dimineața încep lucrări la hotelurile care sunt în construcție, ceea ce mi se pare total anormal. Oamenii au început să țină banii, să fie mai chipzuiți, să nu vină. Vin doar în weekenduri, nu-și mai au sejururi lungi pentru că nu știu ce așteaptă. Și terasele sunt goale, iar proprietarii nu știu ce să mai facă să-și țină afacerile deschise. Sunt zile în care în unele localuri nu intră nimeni și asta se întâmplă chiar și în weekend. De vină ar fi politica prețurilor majorate, pe care acum hotelierii o regretă. Se resimte faptul că în cursul săptămânii nu avem turiști în plajă? Cum este? Se resimte și în cursul săptămânii și în weekend. Nu sunt foarte mulți. Vis-a-vis de alți ani sunt undeva la 10% vara asta. De ce? Care ar putea fi cauze? Parcarea este, adică nu poți să te duci să dai 1 milion pe un șezlong, mai dai 1 milion și pe parcare și mai mănânci și la restaurant de 2-3 milioane, deja te duci pe zi foarte mult. În ultimul an, datorită mediatizării lărgirii plajei și a costului ridicat al parcărilor din stațiunea Mamaia, turiștii au evitat efectiv să-și mai facă rezervările pe stațiune. Este adevărat că undeva între 15 și 20 iulie, în mod normal, în fiecare an, se umple practic întreaga capacitate de cazare a litoralului. Dar, cu toate acestea, avem un număr de turiști mai mic decât în alți ani și este o tendință firească în acest moment a românilor de a pleca în vacanță, dar în destinații externe, preponderent. Nici în Delta Dunării lucrurile nu stau mai bine. Față de anul trecut, numărul turiștilor a scăzut cu 14%. Mulți dintre români preferă să meargă în destinații din afara țării.